De astăzi, maramureșenii și nu numai sunt așteptați la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare, unde a fost amenajată și inaugurată expoziția Istoria unui tezaur, tezaurul de denari romani de la Oarța de Sus. Expoziția conține toate piesele din tezaurul descoperite în tezaurul de la Oarța de Sus, locul Ogrăz, mai exact un număr de 307 monede romane din argint. Cu excepția unei singure monede, toate sunt din epocă imperială. O singură monedă este republicană, un denar de tip Seratus. Restul sunt denari imperiali, emiși în timpul împăraților, mă rog, începând cu Nero și până la Marcus Aurelius. Cercetările arheologice conduse de muzeograful Georgeta Maria Iuga, care au dus la descoperirea tezaurului de la Oarța de Sus, au început în 1985 și au continuat și în 1986. Eu am făcut o broșură cu descoperirea acestui tezaur, pe care oricine poate să o consulte pe site-ul fundației noastre www.fundacia-la-mijloc-iuga.ro. Se poate descărca și acolo am povestit destul de pe larg. Este unul dintre puținele tezauri, dacă nu chiar singurul raul care există în afara limesului roman, transilvanean, fiindcă dincolo, în partea de est, sunt mai multe. Expoziția este deschisă publicului în fiecare zi, de marți până duminică, între orele 10 și 16:30.